Să vă urez la mulți ani pentru anul 2019, să aveți un an cu producții cât mai bune și de o calitate cât mai bună. Să vă zic la mulți ani astăzi de Ziua Unirii, la mulți ani pentru toți românii și să vă mulțumesc încă o dată că într-o zi așa de... Compania Marsat Roma a devenit un reper al performanței. ...cu timp și ați venit la întâlnirea organizată de Societatea Marsat. Din păcate, astăzi este o zi tristă pentru noi agricultorii, zi în care va fi înmormântat un agronom care a pus bazele IAS-ului din Roman, care a lucrat mai bine de 50 de ani în agricultură. Este vorba de inginerul Boțoc Valerian și pentru care, drept omagiu, aș vrea să păstrăm un moment de reculegere. Mulțumesc mult! Ca și program pentru ziua de astăzi, ne-am propus o prezentare a ofertei Societății Marsat privind campania agricolă 2019, după care vor urma prezentări cu noutățile din domeniile dânșilor de activitate a societății Bayer, Sate, Maisador și Olmi. O să încercăm să fim cât mai scurți în prezentări, dar totodată să prezentăm informațiile cele mai noi și de actualitate privind tehnologiile pe care le vom aplica în această campanie agricolă de primăvară. Aș începe întâi prin a prezenta echipa Societății Marsat, echipă cu care dumneavoastră mare parte sunteți în contact permanent. Ea este cam aceeași față de anul trecut, dar să vi prezint totuși, este vorba de doamna Tărâțea Andreea, director economic și administratorul societății, Andreea Mititelu, asistent manager, Ignatie Bogdan, șeful serviciului piese de schimb și utilaje agricole, Popovici Denis, șeful serviciului juridic, Mincă Marius, șeful bazei Bărușești, echipă Ioan, șeful bazei Cozmești, doamna Șervan Maria, șefa serviciului de furnizări inputuri, și domnul Șervan Marian, șeful de silos de la Roman. Aș începe prin a face o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă ofertă pentru anul 2019 a Societății Marsat. Practic, punct cu punct, o aveți detailată în mapele pe care le-ați primit la intrare. Eu am să fac numai o trecere în revistă. Respectiv, practic, noi o să furnizăm un pachet complet în ceea ce înseamnă finanțarea semințelor de culturi, în sensul că vom furniza semințe, pesticide, îngrășăminte, motorină, piese de schimb și utilaje agricole cu plata la recoltare. Bineînțeles, nu ne supărăm dacă este și plata în avans. Sau pe parcursul finanțării. Dar cum știu că posibilitățile financiare sunt destul de problematice în această perioadă,
noi venim cu această ofertă de finanțare în ideea în care avem nevoie și de cereale și plante oleaginoase în a colecta la bazele pe care le-am prezentat și practic ne rezolvăm reciproc unele din problemele noastre financiare. De asemenea, pe parcursul anului, noi putem face precontracte de furnizare de cereale și plante oleaginoase cu plată de avans până la 50% din valoarea contractului. În ceea ce privește finanțarea la motorină, îngrășăminte și piese de schimb, acestea sunt condiționate de perioada de finanțare și de o comision de creditare. Restul sunt furnizări de inputuri acordate de cei care furnizează semințe și pesticide. Avem la această dată pe piață foarte mulți finanțatori de acest gen. Un lucru foarte bun pentru agricultori, au de unde să-și aleagă funcție de tehnologia la care optează și funcție de, mă rog, structura de culturi pe care vor să o adopte. Acum, dacă ar fi să discutăm, știți foarte bine, anul trecut a fost un an problematic, climateric vorbind. Am avut de toate și secetă și ploi și iar secetă, condiții care au fost la un moment dat foarte neprielnice pentru unele culturi. Cei care n-au avut o bază sau o tehnică performantă și care se răspundă imediat momentului, de exemplu la recoltatul grâului sau la mazărei, unde mulți producători agricole au avut probleme cu neîncadrarea în timpul optim de recoltare și pierderile au fost foarte mari. Clar că anul 2018 a fost un an problematic. Poate cultura cea mai bună a anului 2018 a fost cultura de porumb, cultura pe care practic noi la societate o îmbrățișăm cel mai mult. Numai, mă rog, tehnologia nu ne permite să cultivăm aproape numai porumb. Cred că, din punct de vedere economic, lucrul acesta l-am face. Oricum, la noi este un procentaj de aproape 70% la data asta cultivăm porumb. Cultură care, repet, cel puțin pentru noi, a adus beneficiile cele mai mari. Nu același lucru aș putea spune de celelalte culturi, care ori nu au fost de valorificare corespunzător, ori producțiile nu au fost cele scontate. Dacă vorbim de prețurile de achiziție, societatea Marsat anul trecut s-a străduit să fie la nivelul pieței, clar că suntem un jucător pe piață, nu putem decât să respectăm regulile pieței, dar noi am fost cel puțin de colaboratori cu cel puțin 20 de lei mai mult pe tonă, iar la contractele normale cu 10 lei față de orice ofertă zilnică a pieței. La data aceasta vreau să vă zic atât datorită diferențelor mari de curs, cât și a evoluției bune a prețului la cereale, un lucru care nu s-a mai întâmplat în ultimii ani. De exemplu, grâul a crescut, vorbim la data de ieri, la cursă la 205 euro la Constanța, asta înseamnă un preț foarte mare pentru ultimii 3 ani. Și încă este o creștere. Bineînțeles că sunt jocuri de bursă. Nu totdeauna ce realizăm noi în România
poate să fie mai scump, chiar dacă este o frică de producție, dacă bursa nu spune același lucru. Deci ce pot să vă spun la această dată, noi avem prețuri de achiziție la grâu panificații 850, grâu curaj 800, 13.000 la floare și 630 la porumb. Deci, la momentul ăsta este o creștere semnificativă a prețurilor pentru cei care mai au produse. Acum, nimeni nu poate să spună la această dată dacă prețurile la recoltare vor fi asemănătoare sau mai mari. Pornim cu toții, cred că, un handicap în anul acesta în privința înființării culturilor de toamnă. Până la ridicarea zăpezii, cred că nu ne putem pronunța ce avem la cultura de rapiță, orz. Poate grâu a mai lucrat sub zăpadă, dar și aici vor fi probleme. Deci clar că avem un an de început cu probleme, dar cum noi cu agricultorii ne caracterizează optimismul, altfel clar că majoritatea de aici din sală, dacă ar fi să analizăm strict o criză sau, mă rog, o calamitate, ne-am oprit, comparând cu alte domenii de activitate. Dar agricultorii totdeauna au speranța că anul care vine cu realizări mai bune, cu posibilități financiare, în ultimul rând, practic orice activitate se transformă și se vorbește despre ea în profitul obținut. Fără a obține un profit, chiar dacă este prin compensare de la o cultură la alta, dar pe total, dacă suntem pozitivi la acest capitol, putem rula și putem avea satisfacție din munca făcută. Cam atât prin introducerea care am făcut-o. O să dau cuvântul doamnei inginerul Șervan să vă prezinte tot la fel foarte pe scurt câteva din noutățile privind finanțarea prin culturi din acest an și modul cum se va derula, urmând ca în continuare societățile prezentate să-și expună punctele lor de vedere. Mulțumesc, doamnă, și bună ziua! Așa cum am fost prezentată, mă numesc Șervan, mă ocup cu partea de contracte de creditare la serviciu comercial, îngrășăminte, semințe, pesticide și îngrășăminte foliare. În mapa noastră de prezentare o să găsiți parțial oferta noastră, funcție de fiecare firmă cu care noi colaborăm și care au ieșit cu prețurile. Ceea ce vreau să vă spun este foarte succint. Orice produs care o să doriți dumneavoastră, fie partea de sămânță, îngrășământ, pesticide, chiar dacă nu o să le regăsiți în această oferta noastră, atâta timp cât o să-mi solicitați în timp de el, eu pot să vă aprovizionez produsele respective. Pentru contractele de creditare, la sfârșitul acestui material, o să găsiți două pagini în care sunt trecute documentele cu care trebuie să veniți atunci când încheiați un contract de creditare pentru 2019. Eu vă doresc să aveți un an agricol foarte bun. Vă doresc tot ce este cel mai bine și vă aștept la contractare. Începând de luni. Cât mai mulți zile. Mă prezint și începem prezentarea cu partea de tratament a culturilor de la firma Bio Science. Domnul Voicu, o să vă prezint o informare sau bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă bucur să fac în fața dumneavoastră. În primul rând, dați-mi voie să vă urez în numele meu personal al întregii sale un an nou de sănătate, prosperitate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră.
Ca să nu lungim vorba foarte mult, nu am venit singur, la alături de mine se află colegul meu Ioan Coste, din cadrul Departamentului de Marketing. El va face o prezentare astăzi cu privire la produsele, tehnologiile Bayer și la noutățile cu care compania Bayer vine anul acesta. Nelu, te rog să vii lângă mine. De la anul trecut am mai prezentat aici, i-a plăcut atât de mult încât a dorit să vină și anul acesta. Te rog, Nelu. Bună ziua și bine v-am găsit. Numele meu este Costel Ioan Dumitru, pe scurt Nelu. Și am să încerc pe cât se poate să o prezint tehnologia Bayer pentru culturile de câmp și sper să mă încadrez și în timp. După cum bine știți, compania Bayer este o companie care încearcă de fiecare dată să aducă inovație. Inovația în agricultură nu este ușor să fie adusă înainte de noastră. Necesită foarte mult efort, foarte multe investiții, dar este absolut necesară datorită tendințelor globale, cum știm foarte bine, populația crește, suprafața pe care se cultivă culturile de câmp este în continuă scădere și este pusă în pericol și de foarte mulți factori. Astfel nu este trebuiască să creștem producte aprovașate în suprafață, să asigurăm hrană de calitate și necesară, și calitate suficientă și să utilizăm resursele naturale cât mai bine, astfel încât să rămână și urmașilor noștri fără să fie compromis terenul pe care noi lucrăm. Misiunea noastră este știință pentru o viață mai bună, fiindcă asta ne dorim cu toții, să avem o viață mai bună, să fim sănătoși și să ne bucurăm de ceea ce avem. Bayer Crop Science, ca și investiții, în momentul de față, este compania care investește cel mai mult în cercetare și dezvoltare, 2,4 miliarde de euro investiți anual în cercetare și dezvoltare. Avem 35 de locații de cercetare, de laborator de cercetare și dezvoltare, 8.000 de angajați în acest domeniu și 175 de locații de producție. Aceste date sunt date stipulate cu centrele pe care le are, bineînțeles, și compania Marsat, pe care știți că am achiziționat-o în cursul anului trecut. Și în momentul de față suntem în proces de integrare. Inovația în protecția culturii de cereale păioase, cultura de cereale păioase care în momentul de față nu se află într-o situație, să zic așa, ușoară. Știți foarte bine, am venit cu tehnologia Pro, tehnologie care continuă. Anul acesta lansăm un nou produs pe piață, un nou fungicid care vine în cadrul acestei tehnologie, tehnologii Pro, se numește Aviator X Pro și să nu uităm și de fungicidul Atlantis Flex pe care l-am lansat anul trecut, un produs deosebit de eficient, un ierbicid destinat segmentului de monocotile, respectiv de combaterea monocotilelor din cultura de cereale păioase, un real succes care anul trecut și-a demonstrat potențialul și în cursul anului acesta ne așteptăm la o creștere semnificativă cu acest produs. Bineînțeles, nu trebuie să ne uităm și ce ne-a consacrat pe piață, practic, Secator Progres Falcon Pro, care se regăsesc și în pachetul Falcon Pro, pachetul pentru cereale pe care îl destinăm pentru primul tratament, când vrem să combatem și buruienile nicotile donate din cultura de cereale și de asemenea fibrele boli care apar. Nativo Pro, fungicidul destinat pentru tratamentul numărul 2, aici când vorbim de complexul de boli foliare, un produs deosebit de eficient și apreciat de către dumneavoastră. Zantara, un fungicid pe care l-am lansat de mai mulți ani, dar este mai degrabă pentru segmentul de ors ozoică. Și Rosaro, care este numărul 1 atunci când vorbim de combaterea fumariozei la Sfântul. Ca să nu vorbesc eu prea mult, aș vrea să vedem cum putem să dăm drumul și la filmuleț și dacă se aude la boxă, să vedem care este și părerea fermierilor de produsele mai. Silviu, dai escape, dai double click și după aia. Open. Thank you.
pare rău că nu se aude, dar mă dată să o înzeară nu ne ajută. Până la urmă, să fiu mai... Silviu, Silviu, și scoate, rog. Așa. Îmi pare sincer rău că nu puteți să vedeți care este și opinia fermierilor despre produsele Bayer, dar sper că de anul viitor problemele de sonorizare să fie soluționate. Și acum noi mergem mai departe cu prezentarea. Produsul despre care v-am zis, Atlantis Flex, este erbicidul pe care l-am lansat anul trecut, este o inovație, este un erbicid cu două substanțe active, sulfonilul de aici amudăm, împreună cu un safener, destinat combaterii burienilor monocotilezonate din cultura de cereale făioase. Este, după cum am spus, un erbicid luat de mediul sulfuron metil, o moleculă care nu a fost prezentă cu piața din România până anul trecut, și propoxicarbazon de sodiu, care l-am mai avut într-un produs, care s-a numit Atribut, dar avea o fereastră foarte largă de aplicare și nu avea un spectru complet pe conopetire, așa cum are Atlantic Spex în momentul de față. Ce este specific pentru acest erbicid? Odată ce l-aplicați, durienile monocotilezonate nu se mai dezvoltă, sunt stopate din dezvoltare. În 5-7 zile, practic, deja el încep să se îngălbenească și undeva în 10-14 zile apar eclorotice. Dar știți foarte bine că sulfonii ureicele lucrează în lemn și nu veți vedea un efect spectaculos imediat, ci în timp, dar un efect sigur. Iar în 4-6 săptămâni, practic, buriile monocotile vor fi distruse în cultura de cereale pe asta. Aici vedem în zona Transilvaniei, din loturile pe care noi le-am avut, este o infestare foarte puternică cu iarba vântului. Și după cum se poate vedea după linia Portugalia, aici este tratat cu Atlantis Flex și varianta Marco, cu infestare foarte, foarte puternică cu iarba vântului, fiindcă în zona respectivă se foloseau foarte multe îngrășăminte de la fermele agricole și infestarea și cu iarba vântului a fost de măsură. Dar acest produs și-a făcut foarte, foarte bine efectul, cu toate că s-a intrat târziu la aplicarea lui, fiindcă știți, condițiile meteo nu au permis anul trecut să intrăm în timpul cu zona de cereale pe asta. Ce aș dori să vă atrag atenția este eficacitatea pe care are acest produs. Când vorbim de cantitatea de 0,33 kg pe hectar la doza maximă pe care avem pentru acest produs, vedeți că eficacitatea pe avena, afera, specii de bromus, pe loliu, pe toada vârstii, dacă îi să zicem, are peste 90% eficacitate. Deci este un erbicid foarte, foarte bun atunci când vorbim despre combaterea bunienilor monocotilezonate din cultura de cereal. Culturile la care este omologat, grâu de toamnă, grâu durum, tipicale, doza este flexibilă între 0,2-0,33 kg și se dă împreună cu un adjuvant care se numește Biopower. Trebuie neapărat să-l aplicați cu acest adjuvant și doar cu acest adjuvant ca să obțineți rezultatul scontat. Merge și la secanul și la grâu de primavară. Atenție, nu merge la ors, este selectiv pentru cultura de ors și orzoaică și nu aplicat acest erbicid în aceste culturi. A mai fi un filmuleț, dar din păcate nu ne ajută să mă înțeleg. Ca și plajă de aplicare, se poate aplica până la cel de-al doilea internod detectat de la culturii, chiar și peste, dar știți foarte bine atunci când vorbim de burieni monocotilezonate, nu, problema ține de ele, de burieni, nu de cultură în sine, fiindcă produsul este flexibil, dar trebuie să prindem buriene monocotile neînfrățite pe cât se poate, chiar și dacă au înfrățite, n-ar trebui să aibă mai mult scat, ca să avem eficacitate cât mai bună. În ce privește rotația culturilor, nu avem niciun fel de probleme cu acest produs, doar în condițiile în care, să zicem, aveți o specie fecundă, care se menține mai mult timp, ar fi recomandat o arătură înaintea înființării culturilor de mișcar și rapuțe de toamnă, dar doar dacă este o secetă prezentită. În condițiile anului trecut nu este o problemă și nu o să fost problema să trebuiască sau să fie necesară să vină arătură. Iar în situația unor accidente se pot înființa culturi de primăvară, mazăre de rum și cartofi după o arătură
Amestecuri, da, și amestecuri cu tot ceea ce înseamnă portofoliu buyer, se poate amesteca acest produs fără niciun fel de problemă, cu secator, cu pestin, cu usar activ, fungicide, insecticide. Singurul aspect, nu recomandăm să amestecați cu uleiuri minerale sau parafinice și nu se amestecă și cu fertilizanți lichizi. Deci oricum deja aveți acolo adjuvant. Ținta dumneavoastră este combaterea bunurilor monocopile când apelați la un asemenea produs și nu consider că este necesar și nu vă recomandăm sub nicio formă să stimulați suplimentar efectul produsului, pentru că el știe ce are pentru tine. Și mai ales este încă un aspect. Produsul este preluat și prin rădăcină, fiindcă are activitate și la nivelul solului, nu numai prin rădăcină. Deci controlează eficient bunurile graminee, odosoxidă iarba vântului, lolium sau raigas și coada vulpii și unele burieni dicomelenate din cultura de cereale păioase, dar în special cele neosobite sunt în ea. Acționează prin funde cât și prin sol. Selectivitatea este foarte bună, fiindcă și aici ați văzut are acel seclă care crește metabolizarea substanței active de implantă în cultură. Compatibilitate foarte largă cu majoritatea produselor de amestec. Bineînțeles, puteți să consultați și reprezentanții Bayer pentru eventuale amestecuri pe care doriți să le faceți. Fără restricții în rotație, și este cea mai recentă inovație Bayer în ce privește combaterea burienilor monocotilizate din cultura de cereale păioase. Iar noutatea anului, Aviator X-Pro, un fungicid cu tehnologia X-Pro. De ce X-Pro? X-Afem. Bixafenul știți deja, l-ați văzut și în Zahara, protioconazolul și împreună cele două vă dau tehnologia X-Pro. Principalele boli combătute sunt bolile foliare, că vorbim de grâu, că vorbim de mozozoică, combate toate bolile foliare care apar pe segmentul de T2, este deosebit de eficient. Și de ce țintim acest segment? În vest, Franța, Germania, Anglia, pe parcursul anului 2004-2009 s-au făcut 2956 de teste în care s-a încercat să identifice care sunt principalele boli care apar și care este cea mai mare presiune de infecție cu boli și cu ce doar anume în cultura lor de cereale. Și septorioza a ieșit pe locul întâi. Practic, datorită acestor infecții puternice și septorioze, care le-a țin foarte greu sub control, au fost nevoiți să apeleze la alte substanțe active și mai ales la substanțe active din grupa SDHI, care include succinate din interveneaza. Și aici Aviator X-Pro și-a demonstrat eficacitatea. Și noi dorim deja să venim să preîntâmpinăm orice fel de problemă care ar putea să apară și să avem soluții pentru dumneavoastră și pentru acest segment. Care este diferența din Aviator X-Pro față de alte produse care există în momentul de față pe piață? În primul și în primul rând, avem trei adjuvanți care intră în compoziția acestui produs, trei coformulați care dau o formulare superioară, reduce tensiunea superficială, maximizează suprafața de contact și creează o peliculă foarte subțire pe suprafața limbului foliar, asigurând o penetrare foarte, foarte rapidă a produsului în planta de cultură. Astfel, cu fungicidul Aviator va asigura o acoperire foarte, foarte bună a limbului foliar, indiferent de varianta de bluză pentru care dumneavoastră optați, datorită acestei formulări. Puteți să vedeți varianta standard, doar cu apă, tehnologia X-Pro din Aviator și competitor. Se vede foarte clar care este diferența, care este gradul de acoperire și de aici reiese și eficacitatea produsului. Un alt aspect este rezistența la spălare a produsului, datorită acestei formulări, rezistență care automat îi conferă și o eficacitate mult mai bună împotriva bolilor. Deci, practic, dacă ploaia a survenit la 15 minute după aplicarea produsului, tot aveți o eficacitate de 70% împotriva bolilor. Dacă a intervenit la 30 de minute undeva la 80%, iar dacă ploaia a intervenit la 60 de minute după aplicarea fungicidului, aveți, practic, 100% eficacitate, aproape 100% eficacitate asupra bolilor. Este un aspect foarte, foarte important, fiindcă nu de puține ori se întâmplă ca aceste precipitații să vină atunci când nu le dorim.
În ce privește efectul de greening, nu are strobilurină în compoziție, fiindcă are proteoconazol și glicosafen, dar are un efect de înverzire pronunțat, chiar peste efectul strobilurinei. Și se vede netratatul, aici într-o cultură de ors, concurent, strobilurină și X-Pro. Deci aplicarea a fost la frunză stinga și se vede foarte bine la 18 zile după aplicare ce înseamnă acest efect de greening, de menținere în verde. Iar în ce privește eficacitatea superioară împotriva bolilor, se poate vedea clar față de competitor ce oferă aviatorii X-Pro în condiții de presiune de infecție putere. Este un fungicid pe care vrem să vă orientați cu siguranță. Și din loturile comerciale, acel efect spectaculos, deci acel verde frumos, acel verde splendid pe care îl dorim cu toate cereale, îi oferă acest produs. Segmentul pentru care este destinat, T2, știți foarte bine că aici mai avem și pe Nativo Pro, deci nici în un caz nu venim să înlocuim Nativo Pro cu acest produs, dar venim să preîntâmpinăm eventuale probleme acolo unde este o presiune foarte mare de infecție și doriți să veniți cu ceva care să vă asigure o protecție imediată și de lungă durată și, sau să zicem, nu s-a respectat rotația culturilor și știți din stați că veți avea nevoie de mai multe tratamente pentru cine. Ce primește rezultatele de producție pentru acest produs? Deci varianta Marsat netratat cu fungicid, un tratament cu Calgon Pro deja aduce un spor de producție de 27% față de varianta Marsat, iar la aplicarea lui Aviator X-Pro deja aduce 33% în plus față de un singur tratament fungicid. Deci, randamentul de producție este foarte, foarte bun, indiferent că vorbim de tehnologie de cloratură sau tehnologie mini-til, deși variantă mini-til am verificat acest lucru și există spor de producție semnificativ la acest produs. Dacă sunt întrebări la cereale păioase, vă stau la dispoziție. Dacă nu, în ritm alert, am să trec la cultura de pământ, fiindcă eu sunt responsabil de cultura pământ, floarea soarelui și rapiță. Oricum este drag, am pornit cu sapazinul la această cultură și am ajuns să mă îndrăgostesc de baie, că mi-a dat erbicid. Care sunt principalele criterii de care trebuie să ținem cont atunci când alegem un erbicid? În primul și primul rând, tehnologia de cultivare, că este arătură sau este no-till sau un lucrări din lume, fiindcă automat gradul de infestare cu burieni în fără foarte mult. Trebuie să ne gândim și la gradul de infestare cu burieni și spectrul de burieni. Când avem un grad de infestare ridicat, există posibilitatea foarte mare să nu facem față cu un singur tratament de erbicid și trebuie să intervenim mult mai degeme. Dacă avem un grad de infestare scăzut, hai să zicem că ne putem baza pe un singur erbicid, mergem în post de emergență, știm, vedem ce avem de combătut și combatem, dar cu riscul că dacă vremea nu ne lasă, nu putem să intervenim. Și trebuie să ținem cont și aspectul de burieni. Dacă avem burieni anuale, este ok, ne descurcăm relativ mai ușor, dar dacă avem burieni perene și vrem să le combatem și din rezon, trebuie să avem și preemergență și să venim și cu tratamente specifice în post-emergență și să le combatem din rezon. Pe cele din semințe știm să le rezolvăm, nu e o problemă, dar știți că din rezon apariția diferă în funcție de an. Anul trecut, de pildă, dacă vorbim de costrei, costrei au crescut împreună cu pompus, sau chiar mai repede în sezon, față de coronă. Trebuie să ținem cont și de faptul că adâncimea de germinare a burienilor nu este la fel. Burienile germinează de la diferite adâncimi. Dacă ne uităm la capsela liquidă între 0 și 2, dacă ne uităm la chenopodium alb între 0 și 6, dacă ne uităm la avena fatum între 0 și 20 cm. Ce înseamnă acest lucru, de fapt? O răsărire a burienilor eșalonată. Aici s-a făcut o testare la un moment dat de către cercetători să vadă în cultura de porumb calendaristică când ar fi apariția burienilor și se vede că la monocotile, marea majoritate în acest caz, au apărut undeva la începutul lunii mai spre mijlocul lunii mai, iar când vorbim de dicotile, se vede clar că apariția lor este foarte variabilă și din acest motiv trebuie să avem o erbicidare de bază, fie pre- sau post-emergentă pe burie, ca să știm că pe această erbicidare de bază, ulterior, în funcție de nevoie, să știm ce să rezolvăm, dacă este cazul, iar dacă suntem în situație fericită, care nu mai trebuie să facem nimic, să ne bucurăm de acest lucru. Bineînțeles, nu este standard, fiindcă diferă foarte mult, iar condițiile climatice s-au schimbat.
Noi în ultimii ani ne-am obișnuit să ne adaptăm la probleme, nu deja să ne avem un plan bine stabilit dinainte și să știm că, gata, asta fac an de an, că așa va fi. Totdeauna am să spun. Erbicidele. Acțiune sistemică, acțiune de contact. Când vorbim de acțiune sistemică, proprietățile cum ce fac așa, transportarea merge prin fluent sau și prin silent, dar cantitatea preluată este critică pentru asigurarea eficacității. Dacă vorbim de erbicide de contact, mobilitatea este limitată, translocarea este limitată la nivelul frunzei, de la nivelul frunzei spre altă organă implantă și aici gradul de acoperire este esențial. De asemenea, preluarea erbicidelor prin rădăcină, prin frunze, știm foarte bine. Erbicidul pătrunde prin rădăcină, în cazul erbicidelor care au această capabilitate, este transportat prin silent spre frunze, datorită procesului de transpirație. Iar când vorbim de transportarea prin frunză, sau, mă rog, preluarea prin frunză, e micul de pădure de prin frunză, este transportat prin frunză spre rădăcini, datorită procesului de fotosintez. Sunt două lucruri destul de importante. De ce? Ori când buriana este stresată, blocată și ea în sine, venite temperaturi ridicate și, să zic, la moment inoportun, cu o doză de necorespunzătoare și nu avem o doză suficientă de eficit, preluarea oricum nu va fi bună, fiindcă practic fiziologia plantei este perturbată și nu va circula sau nu se va transloca suficient de bine erbicidul. Deci trebuie să ne alegem și momentul de intervenție. Provocările care apar. Regula generală, substanța activă trebuie să ajungă la destinație fără pierdere. La preluarea foliară trebuie să asigurăm grade acoperire optimă a frunzelor și să asigurăm o penetrare optimă a substanței active în crescutul buruienilor. La preluare radiculară, aici, în primul și primul rând, să nu aplicăm erbicidul în condiții nepielnice când nu avem o distribuție uniformă a lui pe suprafața pe care o aplicăm. Iar dacă avem o pregătire de erbicidare la patrului germinativ, automat această distribuție uniformă este compromisă din start și dacă mai avem și bulgări din bulgării respectiv, indiferent când ne-am așteptat ca să-și facă erbicidul treaba, când se sparg, semințele respective nu vor mai intra în contact cu erbicidul. Duzele sunt foarte importante. Dacă avem duze cu injecție, cele pe care noi le recomandăm, știm că asigurăm o distribuție uniformă și ajungem produsul acolo unde ne dorim. Dacă avem duze standard care fac ceață, ne rezic că produsul, dacă mai poate și vântul, a plecat la vecin. Un alt aspect nu ține doar de duze, ci ține și de formularea erbicidelor. Fiecare erbicid în parte este formulat în așa fel încât să corespundă, să zic așa, atât momentului în care se află cultura de porumb, să zicem, cât și să corespundă nevoilor de penetrare în buriana țintă pe care noi dorim să o combatem. De aceea avem nevoie de o formulare superioară, o formulare foarte, foarte bună pentru fiecare etapă în parte. Trebuie să avem o umectare, o distribuție uniformă, să evităm uscare și să asigurăm penetrare cât mai bună. Deci dacă avem un contact intim al picăturilor cu suprafața limbului foliar, evităm evaporarea, asigurăm o penetrare cât mai bună sau o distribuție cât mai bună a cantității de erbicid pe limbul foliar și prin formulările pe care le avem, mai ales când vorbim de OD și venim în post emergență, evităm mecanismele naturale ale buruienilor de a se proteja. Acei felișori sau, dacă vorbim de chenopodium sau de apipex, acel strat de ceară foarte, foarte gros, odată ce s-a dezvoltat din ce în ce mai mult planta, care nu va permite penetrarea erbicidului și nici măcar aderența erbicidului la suprafața mediului foliar. Efectul de scut, știm foarte bine că dacă venim doar în post-emergență, și cultura de porumb va proteja buruienile, dacă venim târziu, și plantele, buruienile mari, practic, care s-au dezvoltat, vor proteja buruienile mai mici care se află sub el. Deci dacă am o pre-emergență sau post-emergență din burie și din diverse motive, totuși trebuie să intervin la un tratament post-emergent, fiindcă a fost secetă gruntă, anul trecut a fost situația. Am venit cu erbicidul post-emergent, l-am aplicat, au dispărut toate burienile care au fost atinse și o parte au rămas. Acelea sunt combătute de erbicidul pre sau post-emergent din buriu, dacă există la nivelul solului. Dacă nu există și ați venit doar cu post-emergența în faza respectivă, tot ce verde dispare și ce e ascuns sub, să zic așa, grozișul care e pe acolo, va rămâne în picioare și va merge mai departe. Trebuie să
ține cont și de selectivitatea elicidelor, care este influențat de o sumedenie de factori, dar aș ține cont în primul și primul rând de plantă și de modificările care au loc în plantă. Planta nu trebuie să fie stresată și trebuie să evităm să-i producem stres suplimentar. Stres care apare mai ales atunci când intervenim târziu. Cred că ați mai văzut și cadrul la Iorenilor, că porumbul trece prin niște modificări. Prima dată, până față de padul, funcționează niște cristale de ceară, care nu permit contactul liquid al erbicidelor cu suprafața limbului foliar și nu avem nici liste de toxicitate, dar până în fază de o frunze se modifică, avem un strat de ceară fin care permite un contact intim al picăturilor cu limbul foliar și o penetrare cât mai mare în plan. Deci, riscul de a face fitotoxicitate, dacă nu alegeți un erbicid potrivit pentru etapa respectivă, este mare. Mergeți spre produse cu safer, produse care sunt destinate pentru segmentul respectiv și încercați să nu depășiți etapa de dezvoltare din punct de vedere. Acestea fiind spuse, din punctul meu de vedere, e principiul de bază la care trebuie să vă orientați este Adengo. De ce? Ele este flexibil în aplicare, de la semănat până față cu 3 frunzele volumului și aplicați-le în funcție de nevoie. Dacă este secetă, nici în caz nu mergeți imediat după semănat, așteptați să se vadă și rând, să se vadă și buluienul și frate cum știu produsul. Știm spectrul de combatere, picotile, monocotile animale și pălămida și coseiul din sămânță. Noi verificăm și eficacitatea produsului în centrele noastre de inovare agrotehnologică și din aceste centre reiese că eficacitatea lui Adeco este superioară față de ceea ce găsim noi în piață, atât cu preemergență, cât și post-emergență din curie. Din păcate, mi-aș fi dorit să vă arăt și filmulețe, dar asta e. Dar domnul Iacob, e simțat în sala așa că puteți să-i domnul Iacob, despre Adengo, dacă puteți să spuneți două cuvinte, care este părerea dumneavoastră? Acolo nu am viață lor. Nu, deci noi de 2000 de hectare pe care le avem la Provoane, 2000-2100 de hectare am folosit Adengo întotdeauna. Deci, înainte de semanat, încă o injectată pe semanat, încă Adengo 0,14, la și sunt ani când din 2000 de hectare, 1000 de hectare nu mai folosim altă glicid post-emergență, nu mai Adengo, mai ales pe soile în care și anul trecut a fost de exemplu, anul trecut, am 600 de hectare, 800 de hectare am folosit numai glicid Adengo, cu foarte bun rezultat. Numai noi, în zona asta, în Moldova, folosim Adengo, în sud, merg pe altul, sigur, e vizitare post-prezentă, dar la noi, dacă sunt precipitații mai multe, trebuie să dai Adengo, altfel nu ai trebuie să dai vizitare post-prezentă și trebuie să am durere scurtată. Este un vizit de tot. Zică, pentru că trebuie să fie un mulțumim mult pentru intervenție. Dacă din diverse motive nu puteți să interveniți în preemergență sau post-emergență cu curie și vreți totuși să aveți un produs cu efect de lungă durată, de protecție de lungă durată post-emergență, Capreno este soluția pe care am venit în cultura de volum. Un erbicid deosebit de eficient, un erbicid care este o combinație între fembotilone și tiencarbazon de fil, iar acest tiencarbazon de fil vă dă acea protecție de lungă durată, are și translocare foliară, are și translocare radiculară și vă dă 2-3 săptămâni de protecție în postul de la cultura de pământ. Vedeți efectul acestui erbicid, doza 0,29 litri per hectar, împreună cu un adjuvant care se numește Nero. Și eficacitatea acestui produs vorbește de la sine. Dacă ne uităm în această imagine, este greu de identificat unde se află cultura de porumb din burioanele care sunt prezente, dar după aplicarea lui Capreno, deja s-a făcut cu mine și cultura de porumb. Și eu zic că este un produs la care merită să vă uitați cu mare atenție. Și lucrează și pe burioane în teren, dar nu le combate întru totul. Dar efectul este spectaculos și pe buț, dacă ne uităm, și pe pălămidă, și pe tătăneasă, și pe spune. Dar este un efect de stopare.
Laudis, un alt erbicid pe care cred că mai majoritatea dintre noi să-l cunosc, este un erbicid destinat segmentului de, să zic așa, post-emergență timpurie până post-emergență târzie. Dar, în orice caz, este o soluție spre care mediul s-a orientat atunci când, din diverse motive, n-ați reușit să intrați în cultura de pământ și să erbicidați în timp. Este erbicidul cel mai selectiv, erbicidul care vă combate erbicidurile monocotile dicturile anuale și cele perene din sămânță, fără să aibă niciun fel de efect de stres asupra culturii de pământ. Iar imaginea de față se vede foarte clar că el își va face treaba pe durinile pe care le-a atins, chiar dacă sunt mari, fără niciun fel de efect negativ asupra culturii de pământ. Iar anul trecut, când am avut pământ din 2, 4, 6, până în 8 sau peste 8 frunze, a fost soluția la care marea majoritatea fermierilor au apelat și nu au regretat acest lucru și au fost foarte, foarte mulțumiți de rezultatul final pe care l-au obținut. Pentru combaterea buruienilor perene, monocotile perene, aici vă recomand să vă orientați pe echip. Are și un spectru de dicotile anuale, monocotile anuale, dar țipita lui și unde este cel mai bun produs în momentul de față, este segmentul de monocotile perene. Și aici vorbim în special de postreiul din rizom, vorbim și de pin. La postreiul din rizom aș avea o mică recomandare, să zic așa. Aici trebuie să vă gândiți că fora sulfuromul din echip trebuie să ajungă la rizom, că ținta noastră este rizom, și cum și la urmă omului, ca să epinizăm postreiul din cultura de pământ. Deci, permiteți produsului să lucreze și acordați timpul necesar să se transforme acolo unde trebuie să se transforme. Nu interveniți cu o lucrare mecanică la scurt timp după apucare, fiindcă veți pierde transportarea erbicidului în rizom și veți pierde efectul efectul pe care practic îl doresc. Dacă vreți să completați efectul de echip și să combateți și purierile, dicotile donate pe anul sau alte dicotile donate care pus în suspectul de echip, puteți să combinați cu buclin, dar nu vă recomand să depășiți doza de 0,6 litri pe hectar, fiindcă nu este necesar. Deja 6-a echip are un spectru destul de bun de copile pe care doar trebuie să-l implementați, să-l conectați cu acest construit universal. Ce vă oferă portofoliul Bayer pentru porumb? Eliminarea competiției din primele fază de dezvoltare a porumbului, dezvoltarea optimă a plantelor, utilizare eficientă a resurselor de elemente nutritive și de apă, care este în anumite perioade, diminuare rezervele de semințe și, practic, soluțiile noastre sunt adaptate pentru fiecare fază de dezvoltare ale pământului. Deci, singura chestiune este care este problema, în funcție de problemă, mă aleg și soluția din portofoliu pe care noi avem în momentul de față. Acoperire completă pe spectrul de durie, că vorbim de monocotile, că vorbim de monocotile, că vorbim de anuale, că vorbim de perene. Numai, din păcate, nu se pot întâlni toate de o singură soluție, fiindcă sunt o sumedenie de bariere care nu ne permit acest lucru și nu putem să facem, dar atâta timp cât avem portofoliu și cât avem produse, este lucrul bun. Și, de asemenea, doar așa putem să obținem manifestarea potențialului genetic pe care are orice tip de porumb pe care dumneavoastră investiți bani și timp. Floarea soarelui. Scuze, la porumb, întrebări, dacă sunt. Dacă nu, trec repede prin floarea soarelui. Aici doar atât aș dori să vă spun. Dacă suprafețele de floarea soarelui vor crește, țineți cont de faptul că aplicarea tratamentelor fungicide, mai ales că în ultimii ani au fost probleme din ce în ce mai mari cu vorba la floare sau de protovestește din diverse motive la fața de floare, trebuie să combateți neapărat bolile, fiindcă are bol comune și cu rapița și cu soia, și aici vorbim în special cu legătură de sclerotinia. Și trebuie să evităm sub orice formă o infestare suplimentară a solului cu scleroți ca să nu avem probleme. Dar nu trebuie să ducem nici de restul bolilor, mai ales de pomoxis, care din păcate se instalează de vreme, dar se vede târziu. Și pe când îl vedeți, îl cam vedem degeaba. Fiindcă deja problemele sunt făcute și farul baie este prezent. Alternarioza, și dacă o vedem, să zicem că deja o putem ține sub control, dar este o boală la care totuși trebuie să fie în atenție, fiindcă defoliază campele fără soarele. Sclerotinia, aici este, să zic așa, boala la care trebuie să fim foarte atenți și pe care trebuie să manifestăm cu mare atenție să combatem și în mod eficient. Și să nu uităm și de botică, care poate să facă probleme la fel de mare. Recomandarea noastră este sfera, fie că mergeți în 6 frunze, fie că mergeți în partea de, să zic așa, aplicare mai târzie, când vizați sclerotinia și vizați botică sub în partea de flori ligulate.
Pentru monocotile anuale și monocotile perene, fiindcă aici puteți combate și monocotile perene, vă recomandăm Centurion Plus, este deosebit de eficient. Iar anul acesta avem un nou produs, nu era neapărat simplit pentru floarea soarelui, dar care se poate aplica și la floarea soarelui, se numește Challenge, este un erbicid preemergent pentru combaterea bulierilor cu monocotile donate și dicotile donate din foarte, foarte multe culturi. Ce este acest challenge? Este o altă noutate pe care o lansăm anul acesta. Are substanța activă a clorifen, produce inhibarea clorofilei și a carotenoizilor. Este destinat segmentului de dicotile anuale și a unor monocotile anuale și are un, să zic așa, o gamă foarte largă de omologări, de la mazăre, năut, floarea soarelui, fasole, cartofi, cucun, usturoi, lupin, fraz și așa mai departe. Doza între 2,5-4 litri în funcție de cultură și ambalajul este la 5 litri. Ce face acest produs? Practic formează o peliculă la nivelul solului, este preluat prin contact, stopează creșterea buruienilor, inhibă formarea clorofilei și a carotenoizilor și provoacă albirea și, în final, moartea buruienilor. Preluare prin corecul, hipocotil, cotiledoane și prin funde atunci când buruienile sunt răsărite la momentul amputării. Atenție, nu se preia radiculară, deci nu vă așteptați să fie niciun fel de planioare radiculară a produsului, fiindcă nu se levigă, rămâne strict pe suprafața solului și tot ce intră în contact cu el va fi afectat. Murierile țintă, știr, spanac sălbatic, moștar sălbatic, susai, aveiul broaște, hișcă, apetale, crosot, iargă broboasă și încă multe altele. Dacă vorbim de tenut și mază, intervalul de aplicare este pre-emergent. Doza 3-4 litri. La floarea soarelui este tot pre-emergent aplicarea și doza este de 4 litri la floarea soarelui. Și m-am zis o omologare foarte, foarte largă pe multe alte culturi și merită să vă uitați spre acest produs dacă aveți nevoie de asemenea soluțiile cu primul. Și am ajuns la rapiță. Un subiect care, să zic așa, este delicat. Știm că a fost un an foarte dificil pentru cultura de rapiță, dar cei care în momentul de față, dacă dumneavoastră nu mai aveți rapiță care a scăpat, rapiță care s-a dezvoltat cât de cât în anumite zone și arată destul de bine, trebuie și primul rând să vă adaptați planul de tratamente la cum a intrat în iarnă, dacă a fost ce să intre în iarnă. În anumite zone a fost. Au fost și pierduri foarte mari, dar au fost și suprafețe care au scăpat. Dar, din păcate, au fost atacate de boli, cum ar fi făinarea, și au fost atacate și de afiță. În primul rând, problema cea mai mare că suprafețele care au rămas vor fi atacate masiv de dăunători. Deci, automat, tratamentele insecticide vor fi prioritare. Aici avem decis expert pentru primele intervenții, proteus până la deschiderea butonilor floral și viscaia în segmentul de plină floare, când dorim să protejăm și bineînțeles, albinele și să nu avem niciun fel de probleme, dar să le facem în același timp în dracul lucios. Pentru fungicide, prin mor și propuls, n-am să insist în continuare pe aceste produse. Doar la propuls aș dori să vă atrag atenția că acolo unde veți avea cultură de rapiță care veniți, să investiți, să fiți foarte atenți la momentul de intervenție, mai exact, să-l aplicați până când cad primele petale. Primele petale nu trebuie să cadă de primele flori și să nu atingă suprafața din foliară. Prima dată fungicidul trebuie să fie pe frunză și ulterior petală. Ca să aveți protecție și să aveți o barieră între petală, pentru că petală, odată ce va intra pe zonă de radare, se va instala boala sclerofilia și la produse și în plantă. Iar dacă nu tratați, pe când vedeți problema, deja este prea târziu și, practic, uitați că martorul, varianta de tratat, la 28 zile de la infecție, deja s-au văzut sclerofilia. Dar, din păcate, deja este prea târziu. Bineînțeles, avem și pachetele de genoce în continuare, pachetul Proteus, până în fază de deschidere a butonilor florali și în segmentul de înțelegere Biscaia și Proteus. Iar pentru toamnă, sperăm că avem anul acesta o toamnă mai bună, să nu uităm de decis, Proteus, Folicur Solo și Centurion Plus pentru acest segment. Și mai avem și Baieragru Solution, aplicația pe care am lansat-o deja de 2 ani. Vă recomand să o descărcați, să o folosiți, să aveți direct pe telefon și să puteți să vizualizați toate informațiile legate de produsele Baie. Și în același timp să nu uitați și de programul nostru de fidelizare, Baie Fidelis,
unde vă transformați produsele dumneavoastră în produse valoroase și puteți să vă alegeți inclusiv servicii din această platformă de fidelizare. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, sper că nu am depășit prea mult, am încercat să ne gândim cât de bine a făcut. Da, deci încă, practic, perioada de introducere a facturilor pentru anul trecut s-a prelungit până la finalul lunii februarie, așa că dacă nu ați introdus facturile de anul trecut, încă le puteți introduce în Buyer Fidelis și puteți să valorificați produsele pe care le-ați cumpărat anul trecut. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice să-i urmăresc. Bună ziua, bine ați venit la mulți ani cu ocazia zilei 24 ianuarie, la mulți ani cu ocazia împlinirii 160 de ani de la Marea Unire. Bine v-am găsit, bine ați venit. Dați-mi voie în câteva momente să vă prezint noutățile cu care compania Marsat vine în anul 2019. Noutăți care sunt unice nu doar la nivelul de România, ci și la nivelul de Europa. Câteva cuvinte de început despre compania noastră. O să trecem foarte scurt cu informația, cum are parte din partea noastră ne cunoaștem, ne cultivați genetica, știți între ce este vorba și atunci discutăm foarte mult pe noutăți. Costasemans este o companie franceză independentă, este creată pe baza cooperativelor din Franța, are o vechime undeva de 365 de ani. În România este prezentă de 10 ani, în care este un actor foarte important în producerea, comercializarea și cercetarea de soiuri și hibrizi noi. Câteva cifre despre compania noastră. Dezvoltăm la nivel mondial 50 de specii de cultură, comercializăm peste 350 de varietăți, suntem prezenți în 34 de țări, din care cifra noastră de afaceri de 147 de milioane de euro, foarte mult, noi 14% investim în dezvoltare de noi tehnologii. Grupul Costat Semans este reprezentat în România de Costat Semans Este Europa, care cuprinde subsidiarele Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria, dar în România se află centrul nostru de testare. În județul Alexandria avem stație de producere și însărcări de sămânță. Principalele activități pe care le dezvoltăm la nivel de Est Europa sunt testarea, multiplicarea și comercializarea semințelor. Costa Semans Est Europa are peste 120 de angajați, ce cuprind atât echipa comercială, cât și centrul de cercetare și echipele tehnice. Departamentele, cum vi le-am amintit înainte, ne axăm pe cercetare, marketing, comercializare, producție și transformare. La producție și transformare se referă la faptul că noi o bună parte din sămânță, atât de floarea soarelui, cât și de produs, se produce în România, prin fermierii parteneri alături de noi de cel puțin 6-7 ani de zile. Sămânță care se comercializează atât pe teritoriul României, cât și export, către țări terțe. Rusia, Ucraina, Franța, Italia și toate țările, deci la nivel european, unde noi suntem prezenți. Vom prezenta câțiva hibrizi de porumb. Vom începe cu noutatea care am lansat-o anul trecut în toamnă. Se referă la hibridul nostru de porumb High Corn. De fapt, el este un concept de porumb. Ce înseamnă High Corn? High Corn înseamnă doi hibrizi de porumb cu PFA diferite, doi hibrizi cu polen compatibil, prin care îi crește perioada de polenizare și reducem riscul secetei prin această creștere a polenizării. Ei se seamănă într-un mod diferit față de ceilalți hibrizi convențional, se seamănă într-un mod intercalar, după cum vedeți schema în josul paginii, în stânga.
De ce se seamănă așa? Pentru că s-a observat din cercetările efectuate în Franța, atât și în România, polenizarea, distribuția polenului este mult mai uniformă și sporul de producție care s-a înregistrat a fost începând de la 10% față de media alocaților până la 25%. Dacă luăm ca și exemplu media alocației, dacă a fost 10 tone, el a produs 11-12 tone jumătate. Prin această caracteristică unică pe care o are. Este, cum v-am spus, un concept nou la nivel de România, la nivel de Europa, lansat de noi, prezentat de noi, pe care, începând din toamna anului trecut, l-am comercializat cu succes și continuăm și în primăvara anului 2019. Hibrizi de porumb clasici, care sunt comercializați pe județul Botoșani, pe județul Neamț și Bacău, mă scuzați, de către compania noastră. Hibrizi care au dat rezultat și randament atât în perioade de secetă, cât și în perioade de ploaie, cam în principiu cam toți hibrizi ar trebui să producă. Șamberi, un hibrid dentat, grupa FAO 300, 14-16 rânduri de boabe peștiulete, număr de boabe 32-34. Se recomandă ca și densitate medie la semănat undeva la 65-70.000 de plante semănate, recoltabile undeva la 64-66.000 de plante. Hercule, un hibrid consacrat al nostru și foarte apreciat de cei care folosesc porumbul sticlos în plata arendei către arendași și arendatori și către cei care produc mălai. Este un hibrid în grupa FAO 310, deci nu este un hibrid cu grupă mică de maturitate, deci are și un potențial ridicat undeva la 310 tone. Anul ăsta am avut un maxim, după cum bine știți, a fost un an special pentru porumb. Chiar a produs neașteptat de bine în localitatea Vorona din Botoșani. Am avut undeva la 14 tone jumate media pentru... N-a fost o suprafață mare, dar el a demonstrat media pentru 10 hectare. Îl recomandăm la neirigat, semănat undeva la 65-67.000 de boabe, recoltat 62-64.000. Camponi, tot un hibrid dentat din grupa FAO 330, cel mai vândut, din câte știu, pe județul Neamț, de la colegul nostru Cornel, din grupa lui de maturitate. Ce are ca și avantaje, se pretează pentru tehnologiile intensive și el poate fi semănat cu densități începând de la 68.000 de plante, de boabe germinabile la hectar. Ca și caracteristici, pierde apa foarte repede, 14-16 rânduri de boabe pe știulete, număr de rânduri pe știulete, număr de boabe 34-36. Ce este de precizat la el, are o masă 1000 de boabe foarte bună. Deci are o masă ecolitrică, a avut anul ăsta și 82-84, ca și masă ecolitrică. Da, chiar Trilogy, un hibrid dentat din grupa FAO 340, este un hibrid semi-dentat, are boabele roșiatice, este foarte bogat în beta-caroten și de asta noi, în principiu, îl recomandăm și în fermele de animale. La fel, recomandarea la neirigat 65-67.000 de plante. De ce vă zic ca și recomandări? Pentru că ce am observat în cei 4-5 ani de zile de când reprezentăm compania COSAT pe nord-estul României, hibridul nostru se pretează la densități medii, nu se pretează la densități intensive, superintensive. Pentru că la o densitate de 65-67 de plante la semănat, recoltat 62-60.000 de plante, au dat randament mult mai bun față de tehnologie intensive. Randament în producție, cât și în scutiți cheltuiala a investiției, atunci când înființați cultura pământului. Lubazi, un alt hibrid dentat, comercializat cu succes de către compania Marsat, în județul Neamț. La el să precizez faptul că face parte din grupa 350, grupa care este cel mai întâlnit, cultivată și comercializată.
Ca și caracteristici, 16-18 număr de rânduri peștulete, 32-34 de număr de boabe. La fel, are o masă ecologică foarte bună și un randament la recoltare bun. Pardi, un hibrid rustic, un hibrid vechi al companiei COSA, dar care încă face față noilor provocări ale schimbării climaterice. Un hibrid cu 370, la fel un hibrid dentat, el se pretează foarte bine pe tehnologii de semănat ceva mai reduse, undeva la 60.000, 62.000 de plante semănate. Basmati, acest hibrid, lansat acum 2 ani de zile, putem să zicem că în ceea ce privește județul Neamț a revoluționat cultura porumbului la termenele în care noi suntem prezenți și sunt destui de mulți fermieri care au cultivat acest hibrid în primăvara anului 2018. Este un hibrid cu FAO 380, se pretează foarte, foarte bine pe tehnologii intensive, pierde foarte repede apa și ca randament de anul ăsta media producției pe județul Neamț am avut undeva între 14 și 15 tone. Bineînțeles, a fost și excepții peste, dar na, excepții, despre excepții nu discutăm. Reali face parte din hibrizii vechi, la fel ca și Pardi, din grupa FAO 380. Cel care vi l-am prezentat mai înainte, Basmati, va înlocui Reali în următorii 2-3 ani. La fel ca și Pardi, Real este un hibrid care se pretează cu tehnologie, nu se pretează la tehnologie intensive. Deci, număr de boabe germinabile la semănat, recomandăm 60-62.000, cu plante recoltabile 58-59.000 de plante. Și el, chiar dacă vi se par plante puține recoltabile, el are capacitatea de a face și câte 12 lei, bineînțeles, sau de nu la fel de... la fel ca și școlile principale. Păiarce, un hibrid din grupa FAO 420. Am venit cu un hibrid nou anul ăsta, grupa FAO mai mare, deoarece pe județul Bacău, Vaslui și partea de sud, tendința este de a semăna cât mai devreme și de a semăna grupe mari. Pe județul Neamț s-a pretat, dar în principiu recoltaș filet sau făcut corunțilos. Foarte bună toleranță la cădere și rezistență la uzare. Gasti, hibrid din grupa 450, un hibrid consacrat vechi al companiei Posat, dar care încă face față condițiilor dificile. Este un hibrid dentat, număr de rând pe peștulete 18-20, dar în unele cazuri face și 22 de rând. Este un hibrid care în testările APPRS și am trecut și acum 2 ani și acum 3 ani a ieșit în pe primele 3 locuri. Aceștia au fost hibrizii de porumb. Trecem un pic la hibrizii de floarea soarelui. Începând cu anul trecut avem toată gama completă de tehnologii la floarea soarelui. CSF17902, hibrid floarea soarelui cu triberometru sub oligurei cu expres. Ce recomand acest hibrid a fi cultivat? Este, are rezistență la orobanhe, rasa E, are o poziție calatitică semi-erect, asta evită fenomenul de sun-corde, arderea soarelui a calatitului, și este un hibrid timpuriu spre semi-timpuriu, deci este undeva la mijloc. În cazul în care practicați și cultura a doua după orz, poate fi foarte bine semănat. El mai are și o caracteristică, are talie medie, undeva între 1,75 și 1,85, talie ca și înălțime. Bineînțeles, să nu exagerăm cu fertilizările din azot. Masa ecolitrică, foarte bună, între 45 și 49. Și potențial de producție trebuie să întrunească condiții. Dar într-un an dificil cum a fost anul ăsta, cel puțin pe hectul Iași Botoșani, am avut medii de producție undeva de la 3.200 până în 3.700. Dar anul, cu un an în urmă, am avut producții și mai mari pentru că a fost un an mai secetos și floarea soarelui s-a pretat foarte bine. Ea, din soarele și secetă.
Europa, un alt de profesoare, Europa Tehnologia Creative Plus, după cum bine știți, Bursa Plus a început să se comercializeze, cred că, de anul trecut. Formele parentale provenind din mini-genice de elită, de bicetări cu cursar plus, evită sau nu mai apare deloc fenomenul de yellow flash, de încălbenire a frunzei și automat stresul nu se manifestă aproape deloc. Este un hibrid omogen, este un hibrid lin-olei, la fel ca poziția calotizului semi-erect, ca de altfel toți hibrizii noștri de folosare au această caracteristică a poziției calatidului. Se recomandă la semănat 60-65.000 de plante și undeva la decotabil 58-60.000. Am avut surprinderea plăcută a faptului că aceste folosind tehnologia Clearfield Plus și Pulsar Plus, herbicidul a fost mult mai agresiv față de burien și cultura florii soarelui, pentru că acesta a fost foarte curată și a dat un tratament foarte, foarte bun. Acaju, asta e ușor ce țin minte, pentru că avem și acele aluni sau categoria alunilor care le găsim în orice hipermarket și de muncă. Acaju, ce trebuie de reținut, este un hibrid de floarea soarelui pitică. Adică nu pitică, pitică, chiar pitică, are media înălțime undeva între 1,55 și 1,65. Are un start excelent în vegetație, este rezistent la urobanele astea F și G. La fel un hibrid între timpuriu și semi-timpuriu. La fel aceeași densitate recomandată la semănat, 60-65.000 de semințe germinabile la hectar. Marbelia, un hibrid de floare soarelui Clearfield, la fel semi-timpurii, un hibrid lin-olei, rezistent la lupoaia rasa E și F. Aceeași recomandare la semănat, 60-65.000 de semințe, este hibridul cel mai vândut pe județul Bacău și Neamț al companiei Posat, prin distribuitori locali, cât și distribuitori naționali. A avut producții peste media producției floarea soarelui la concurențe și, ca de altfel, el s-a vândut foarte bine și pentru primăvara acestui an. Clarica, hibridul nostru de floarea soarelui High Olay Clearfield, trebuie să aducem în evidență faptul că conținutul de acid oleic al acestui hibrid se încadrează undeva între 75-85%. După cum bine știți, media la achizitori a crescut în ultimii 2 ani undeva la 80-81% și în funcție de condiții ea se încadrează la caracteristicile genetice, dar nu se încadrează la caracteristicile, uneori la caracteristicile celor care o cumpără. Dar rămâne un hibrid de referință de al florii soarelui prin faptul că are o rusticitate rar întâlnită, se pretează și foarte bine la cultura a doua, fiind un hibrid, fiind un hibrid la fel, timpuriu, semi-timpuriu. Imeria, un hibrid vechi al companiei Comerciale, dar care încă mai este cultivat de fermieri care au terenuri foarte proaste, dificile, coaste, râpe și pârloage. El, din punctul meu de vedere, oricum de la compania noastră Comerciale, Imeria este cel mai rustic hibrid pe care îl avem, adică el poate fi semănat și în pietriș și el poate să li și va produce. Și cred și pot să afirm lucrul ăsta cu tărie că este cel mai rustic hibrid din piață. Genova, un alt hibrid de floarea soarelui, tot Clearfield, lin-olei, aceeași tipuritate ca și ceilalți. Și în cele din urmă, Fuchsia. De Fuchsia cred că v-aș putea povesti o zi întreagă. Ce trebuie să țineți cont la Fuchsia? Fuchsia este hibridul de floarea soarelui care se recomandă cu la tehnologie intensivă, poate fi semnat între 70-75 de semințe la hectar, plantele potabile 60-70 de mii, bineînțeles și cu aportul de hrană necesar. Este ca și maturitate semi-tinturie, cum v-am zis, pe tehnologia Clearfield, are un randament hectolitric, randamentul ulei foarte bun și masă hectolitrică foarte bună.
La hibridul ăsta, cred că am trecut sau acum 2 ani, la CDV, chiar predat cu floarea la Marsat, am avut hectolitru de 41,2 sau cu genul ăsta. Deci, avem de câștigat și o parte de masă imediată. Câteva cuvinte de, și despre alte specii de primăvară pe care noi le comercializăm. Sorbă, sorbă pentru boabe, fuego. Sistemul radicular foarte bine dezvoltat, după cum vedeți, rezistența la boli are între de 8 și de 9, deci este preferabil pentru toate zonele de cultură. Din statele asemănate pe care o recomandăm în condiții foarte bune, 250-350 de mii de boabe la hectare. În funcție de pregătirea terenului, se mai poate scădea din calitate de semănat sau crește. Capelo, la fel, un sorg pentru boabe, sorg roșu, are o regularitate a randamentului în toate condițiile de cultură, atât condiții foarte bune, atât și condiții slabe, toleranță foarte bună la cântești de boli. Soia, aici avem un pic de greșeală, dar pentru unitatea de exam inversat cu colegii. Banio este un soi semi-timpuriu, are un conținut ridicat în proteină, rezistență foarte bună la sclerotinia și capacitate foarte bună de ramificare. Bun, potențial de producție ridicat, 4 tone și jumate, da, au făcut o mică greșeală, nu e mult. Eu am făcut acum 2 ani de zile pe județul Botoșani, într-o zonă în care și un pluviometric a fost normal, am făcut 4600 media pe 50 de hectare. Dar, într-adevăr, a fost și teren, a fost și anul, știu de aici. Tind să vedem că acest soi are un potențial de producție de peste 5 tone. Fasto, un hibrid semi-tardiv, are un potențial biologic foarte bun, la fel conținut ridicat de proteină. Inserția primului etaj de păstăi este mai înaltă, deci aici se pot evita pierderile la recoltare. Cantitatea pe care noi o recomandăm la semănat este începând cu 80 de kilograme, dar în funcție de densitate și pregătirea terenului, maxim 120 de kilograme la hectare recomandăm. Două soiuri de lucernă, Aliso, randament ridicat în timpul verii, are o notă de vernalizare de 4,4, dacă ținem și de minte, și această notă de vernalizare îi conferă faptul că ea iernează foarte bine, pornește vegetație foarte bine și după cosit și la ieșire din iarnă. Ca și densitate la semănat 20-25 de kilograme, în funcție de cum este pregătit terenul. Și al doilea soi de lucernă, exclus, țin să menționez că acestea sunt categorii biologice C1, vigoroasă și sănătoasă și oferă la fel un randament crescut în proteină. Și are în jur de 4,5 nota de vernalizare. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați ascultat, ați fost atenți și faptul că sunteți și anul acesta colaboratorii noștri de încredere. Vă mulțumesc și vă urez un an cu recolte de bogate. Bună ziua tuturor! Patrick, la formidul mesc, sunt director de filiala Maisadur pentru România, Moldova și Bulgaria. Deci, voi încerca să fiu în primul rând interesant, doar ai luni scurt. Vom începe cu un mic filmuleț, toată lumea vede? Vedeți ecranul? Da? Hai să ne uităm la primul film. Gilbert, bagaj și sonor. Thank you.
este un film despre agricultura din toată Europa. Alors, de ce acest filmuleț? Ideea este să vorbim despre agricultura, să vorbim despre preocupațiile voastre și cum noi, mai să dur și acum masiv, putem să vă ajutăm în ce condiții. Deci, înainte de tot, un pic de istoria despre Maisadur. Suntem o cooperativă. Ce este o cooperativă în Franța? Cineva probabil are o idee. Ce ar fi o cooperativă în Franța? O asociație mai mare, da? Agricultori care s-au unit pentru a cumpăra mai ieftin și a vinde mai scump. Și pentru a mări profitul. Și în timp au dezvoltat și niște fabrici pentru a avea o valoare adăugată față de producția lor. Și hai, Gilbert, să ne uităm la filmuleț celălalt, unde vă vom prezenta un pic ce este, în detalii, o cooperativă în Franța și vom vedea mai departe cu ce asta e interesant pentru noi, aici, departe în România. Sonor. Deci astea sunt valorile noastre. De porumb, ca și aici, principala cultura
lumea cunoaște vin de Bordeaux, acolo suntem. Mezeru, Mezeru este liderul francez a Cramon. Somoi, recunosc că nu prea prea somoi sunt francez, dar totuși comercializat. Producția de găine și panifet sunt aportate 5 milioane de rațe a sudului francez. Așa, câțiva imagini, asta este o cooperativă, este exact cum sunteți voi, cum suntem noi. Dacă te niște fermieri, niște producători, animali de aceeași pasiune. Și înainte de tot, vectorul nostru comun, aici, este pasiune care avem pentru agricultura. Dacă ar fi vorbit doar de bani, mulți dintre noi ar fi renunțat de mult. În acest context, o firmă de producători de semințe, cum vă poate ajuta să fim altceva decât un vânzător care vine în primăvara și mai vine în toamna? Cum noi putem să ajutăm agricultori și agricultura în România? Și insist pe cuvântul agricultura și nu pe agribusiness. Nu mă simt eu un actor din agribusiness. Mă simt un actor din agricultura, unde avem și noi la sediul la Maisadur, două tractoare, două combine, două semenătoare, 15 oameni care se ocupă de agricultura prin cercetare pentru a ameliora o genetică care vom propune în viitor. Deci, pentru concret a sprijini producător, ne-am hotărât să dezvoltăm un program specific care se numește AgroPlus. A câteva dintre voi ați auzit, se poate ați încercat. Să vedem concret la niște, la un fermier care am ales, un fermier care nu este neapărat reprezentativ din zona, dar un fermier reprezentativ față de cum m-am ajutat, care a fost sprijin și care a fost rezultat. Deci primul lucru, o fermă mare care avea o suprafață de 15-16% de semințe maisadur. Este o fermă care aplica irigație parțial și restul neirigat. Rezultatele lui anul ăsta, 7 tone jumătate la neirigat, 11 tone jumătate la irigat. Nu sunt cifrele extravagante sau extraordinar de mari, sunt cifre reale. 7 tone jumătate la neirigat este ce putem, ce obțineți? Un an normal, să zicem. Floare soarelui, 3 tone 200 pe hectare. Primul lucru interesant este tehnologia care a aplicat pentru acest tip de rezultat. Vom focusa specific, în mod special la lucrarea solului, data de semănat și densitate. Deci, dacă vorbim de, de data de semănat și înainte de data de semănat, de lucrarea solului, ceva tare important care observăm din ce în ce mai mult din toate țara și nu doar, este efectul de compactaj.
vedem din ce în ce mai mult baltiri probleme de a lucra acolo, de a rasări, de a obține o producție bună. Deci, cum un producător de semințe poate ajuta la așa ceva? E clar că nu vom pune sistem de drenaj unde sunt probleme de baltiri, totuși putem să tragem semnal, vedem multe ferme, mai s-a dus aproape 1000 în România, și vedem că aproape 10% de suprafețe, 10% sunt afectate de problema de baltiri. Este, dacă nu mai am mai stat, asta e tone de porumb, este un volum uriaș. Înainte, UTB 650, ce greutate avea? Cine știe? Știți? 3 tone și, nu? 3 tone jumate? Depinde de cât de gras era tractorist, dar... Să zicem 3 tone 700, cred că asta este în cartier. Da? 3 tone 600. Mersi. El, prin greutatea lui, nu compacta foarte mult, nu? Și utilaj care putea trage, nu era utilaj de 10 de tone. Acum, gata cu TV, sau aproape gata, avea de 300-400 de cai, de 15 tone, peste 15, utilaj în spate la fel. Deci când trecem, în loc să trecem cu 5 tone, trecem cu 20-25 tone. El, pe sol, nu are același efect. Deci, fenomen de compactaj nu este pentru că plouă altfel sau pământ s-a schimbat. Este în primul rând pentru că cu tiraj care avem, nu-l folosim tot timpul într-un mod total corespunzător față de compactaj. Și al doilea lucru este și vorba de presiunea cauciucurile. E tare important să aveți grijă la asta. Nu puneți 2,5 kg la cauciucuri, la tractoare care se duc în câmp, dacă sunt cauciucuri radiale. Dar nu sunt rozatori de cauciucuri. Deci fiți atenți la asta și atunci ce fac oameni care au ferme bine dezvoltat, care lucrez împotriva fenomen de compactaj, acest oameni încerc să aplic, să pregătesc terenul maximum în toamna și minimum în primavara. În Sula Mare, cea mai mare ferma compactată din UE, pregătește terenul toamna și în primavara doar semăna. Și fiecare an au producție foarte bune. Deci, densitate. Tot timpul sunt discuții la densitate. E clar că în România, la vreme care avem, este haicosad. V-am ascultat să nu ascultat. Mersi. Avem tot timpul discuții la densitate. E adevărat că trebuie obținut un compromis între un an care poate să fie bun și ar fi bine să avem 75.000 de plante recoltabile și un an de stres unde cu 55 recoltabile e destul și de când în când e chiar s-ar putea și cu mai puțin. Deci compromisul care este făcut în general la voi de semnat la 63-68 până la 70.000 la nelegat este un compromis care considerăm noi prin testarea care facem ideal. Data de semănat. Vorbim destul de des de data de semănat, că trebuie să avem 8 grade în sol pentru a început cu rasarile. Nu e doar vorba de temperatura solului. Putem să semănăm la 5 grade în sol și să avem o rasarire perfectă. Putem să semănăm la 10 grade și să avem ceva neuniform, fără energie. De ce? Și asta este tare important. Șmecherie la rasarire, e vorba de cât timpul vom reuși să adunăm 85 de grade în sol.
și dacă adunăm acest 85 de grade necesar pentru rasa Rile, la porumb și la floare sunt 5 grade de diferență, putem să considerăm 85 de grade pentru om respectiv. Dacă cumulăm acest 85 de grade în mai puțin de 18 zile, semințele și plantele mai vor avea energia și atunci se vor dezvolta destul de rapid. Dacă obținem, cumulăm acest 85 de grade în mai mult, în 25-27 zile, cu planta va face frunzele, nu va mai avea energie. Și atunci ce vom vedea? Vom vedea că am semenat noi destul de devreme, a răsărit și stagnează. Și vecinul, care a semenat 10 zile mai târziu, a răsărit și a depășit. Și se dezvoltă mai repede decât ce am semenat noi. Tendința este, e genetica. Se poate și asta de când în când. Dar fenomenul principal nu este de genetica, e vorba de acest fenomen de acumula 85 de grade, mai puțin de 18 zile. Și atunci, dacă ne uităm la turba portocaliu aici, care este un exemplu de cât de cum crește temperatura în sol în primavara. Se topește zapada, se încălzește, vine chiar un pic de soare, se încălzește peste 8 grade, din nou vin ploi, se recește și după se încălzește din nou. Este un ceva clasic care avem în fiecare an. Dacă zicem, hai să semănăm la 8 grade, adică aproape aici, se poate perioada pentru acumula acest 85 de grade va fi lungă. Și atunci vom avea acest risc de stagnare și mai rău, putem să avem și un risc de îngheț când, dar ce avem aici un fenomen de când scade temperatura și mai vine un îngheț tardiv, chiar o zapada, cum a fost acum 2 ani, la sfârșitul aprilie, țineți minte, pe 27-28, am avut 15-20 de centimetri de zapada, care a afectat niște culturi, mai ales de floare soarelui. Deci, acum că ați înțeles ideea aceea, cum putem să știm în cât timp vom obține acest 85 de grade? Și de asta mai s-a dus, a investit. Cum zic, în fiecare an, nu am investit în călătorirea Dubai. Dacă cine vrea să se duce la Dubai, duceți-vă singur, faceți bani cu culturi și duceți-vă cine doriți. Banii noștri l-am pus în acest tip de analize, să vă trimitem informații care vă vor permite să măriți producția. Și acest program se numește AgroPlus, unde în plus de a optimiza acest data de semănat, adică să vă trimitem mesajul, vedeți că este momentul optim pentru a semăna, vă propunem și o asigurare la rasarire. Dacă nu aveți o rasarire conform, adică 70% în suprafața semănată, din cauza unui îngheț tardiv, vă dăm semințe înapoi, imediat, să semănați din nou. Interesant. Asigurare la rasarire, nu? Și în acest program spunem, hai să ne interesăm și de sol. Solul e tare important. De 2 ani avem acest program AgroPlus și am făcut în jur de 250 de analize de sol în toată România. Ce vedem când vorbim cu fermieri despre analize respective? Vedem că humus în sol este din ce în ce mai rar. Nu zero, dar acum 10, 15, 20, 30 de ani cine a cunoscut la IAS, la CAP, era humus 5-6% sau peste. Și acum când analizam, 1,5%, 2%, wow, 2,5%. Adică jumătate de ce era acum
30 de ani. Ce s-a întâmplat? De ce? Dacă eu analizam problema respectivă, este legat de practica agricola. Unu, avem o agricultură din ce în ce mai intensivă și doi, nu compensăm tot ce este exportat cu grașaminte care aducem. Și sunt sigur că avem specialistul mix de grașaminte care vor aborda treaba asta cu niște soluții tare important pentru pământul. Dar zic, noi ce am moștenit și copiii noștri ce vor moșteni. Am moștenit un pământ la 5% de humus și vom da la una la 1%. Băi, frate, unde e business aici? E păcat. Deci, prin această analiză de sol, care materializam aici, undeva, aici, noi avem doar ambiția să vă atragem atenție deasupra carențe care sunt la voi în sol. Vorbim de macroelemente, de microelemente, de textura solului, fenomen de compactare, salinitate și materie organică, cum am zis, și reacția solului fața de îngrașaminte. Când avem un sol un pic acid, trebuie să ne îngrijească să nu folosim formule de îngrașaminte care vor acidifia mai mult solul. Ok, dacă ne venim la la investiție care face Baisadur pentru agricultor, e vorba și de un biostimulator pentru a, cum să zic, a crește viteza la rasalire. Și acest biostimulator, la un an dificil de rasalire, unde sunt condiții de ploaie sau când nu se încălzea repede solul, sau chiar când e deja uscat, cum a fost anul trecut, am așteptat să intrăm, am așteptat, am intrat, era apa peste tot, am semănat la suprafața, 1-2 cm de adâncime, a batut vânt, a fost cald, s-a uscat foarte repede, rasarare de uniform. Al doilea jumătate a rasarit la sfârșitul mai. Schematic așa a fost. Cu agostat a fost un pic mai bine. Un an bun, unde condiții sunt perfecte, nu se vede diferența. Dar un an dificil, se vede diferența. Medita. Deci acest biostimulator este făcut pe baza de acid umic și este aplicat la inuzina noastră. Alors, avem același tip de, rezultatul acest agricultor, vedem aici, este că se bucura de tematici tehnice care v-am expus acum, l-a ajutat să ia decizia să semăna la momentul optim, să aibă o rasalire cât mai uniform se poate, și atunci, după va cultiva mai mult mas anul ăsta, adică, dacă vorbim de volum, vorbim de un tir de semințe, și ne vede, nu doar de două ori pe an, la semăna ce a recoltat, dar de vede în fiecare lună, pentru a urmări toate vorbele care spunem la Winter Meeting. Deci meseria noastră nu este de a vorbi frumos aici la restaurant și după să ne întoarcem în turnul de sticla la noi la birou. Nu, meseria din agricultura face în câmp. Și încă o dată asta face diferența față de agribusiness. Avem același tip de investiție pentru producător de lapte sau de carne, se numește Nutri Plus, unde, prin un dispozitiv care analizează porumb silos, fân de lucerna, semifân, ne permite să alegem ibrizi care vor
vine ca o calitate superioară față de ce exista deja. Adică, dacă dați multe fân de luceana la vaci, va trebui un porumb siloz mai bogat în energie. Dacă dați mai puțin, va trebui o digestie mai lentă. Cum putem să știm asta? Analizând situația. Și atunci, ușor, luăm monstre de silos, analizăm pe loc, ne uităm, e bogat în asta, e mai puțin bogat în, mai puțin digestibil, etc. Și atunci propunem un menzi care se potrivește. La porumb silos nu e doar vorba de volum. E vorba și de calitate. Atunci, încă o dată noi, la producător de carne sau lapte interesat, trecem lunar sau bilunar cu acest aparat, urmărim calitatea și în caz de diferențe, agricultor poate reajusta rația alimentară pentru a păstra nivel de producție de lapte sau de carne. Deci, foarte des, noi, Marsat, o firmă cu cota de piață, între ghilimele mică, auzim, dar nu cunosc, nu vreau să o risc, dacă nu e bun. Primul lucru, e adevărat că dacă venim să-l pocalim, la anul ne primim cu carabina. Deci, suntem nebuni, dar nu de tot. Deci, primul lucru, meserea noastră nu este de apocalie, este de a sprijini. Și încă o dată, cum vedeți, noi investim în asta. Al doilea lucru, sunt niște rezultate, cum a și prezentat colegii la Costan, care nu sunt ale noastre contarit, unde e ușor de șmecherit, de lucruri la porumb, 11 tone cu 12 și cine vede așa ceva. Atunci, pentru a nu ne înjosi la așa ceva, ne referam aici la ziua porumbului, la domnul Sitau, este ceva cunoscut de 8 ani. 8 ani, cred că exista. Acolo, la fel, vorbeam de densitate mai devreme, sunt semnat 70.000 de plante la hectar. Anul trecut a semnat pe 12 aprilie. Și a cumulat, când a putut cumula 85 de grade, mai puțin de 18 zile. În 2011, am avut noroc de hibridul din tot lotul, cel mai productiv a fost de la Maisador. Nu a fost de la American, a fost de la noi. 2013, pe locul 3, iar un ibrid mai s-a dorit. Pe 2017, locul 3, mai s-a dorit. 2018, locul 2, mai s-a dorit. Deci, ca nivel genetic. Cum știm, toate firmele care mai sunt pe piața au o genetică corespunzătoare. Aici, când e vorba de noi, e dovada de potențial genetic. Ce e important este să alegem, să regeți ibrizi care se potrivesc la voi în ferma. Și dacă vecinul a făcut nu știu câte tone cu un ibrid, nu este neapărat ibridul care va merge bine și la voi. Poate lucrați altfel solul, semănați mai devreme, mai tard, mai târziu, aplicați mai mult sau mai puțin îngrașaminte. De o fermă la alta, situația este diferită. De ce este dificil în meserea voastră, este de a alege un ibrid sau mai mulți care se potrivesc. Mai ales când e vorba de ceva nou. Ibrid consacrat care aveți de ani, știți despre ce e vorba. Dar progres genetic, la porumb, e foarte, cum să zic, eficient. Aveți o idee de câte kilograme pe hectar se obțin în plus datorită
programul genetic, ameliorarea genetică în fiecare an. De ultimii 25 de ani, dacă facem media, 125 de kg în plus pe hectar la porumb, provin din ameliorare genetică. E ceva. Și atunci când ne satisfaceam de ibriză, care deja au 15 ani, 10 ani, știți că, din punct de vedere, genetic, ce este nou pe piața vine cu un adevărat plus de producție. Trebuie doar să alegem, să alegeți care se potrivesc. Și asta e meseria noastră, nu de doar de vânzător, de a vorbi doar de preț și de voucher și de discount, dar noi, ca în calitate de tehnicieni, de a alege cu voi ibrizi care se potrivesc. Și suntem în zona unde, destul de aproape, de domnul Baciu, precedent la part, care în vara trecută a zis, bon, dublu standard la semințe. Avem semințe bune în România, care vindem la export, și semințe care vin din sănătate nu sunt foarte calitative. A zis asta, a scris asta. Evident, ca producător de semințe, nu sunt de acord cu așa ceva. Când au eu comandat de un ibrid undeva acolo în Franța, e un lot, același lot decât regul meu, din Germania, sau din Ungaria, sau din Spania, sau din Franța. Folosim același genetica, exact același. Nu exista dublu standard. Dar ce exista? De ce am început să cultivăm imaginea asta negativă? Pentru că noi ce promovăm, discounturi, ai iei 10 și primești nu știu cât gratis. Dacă mai iei un palet, mai primești încă mai mult gratis. Nu mai vorbim despre calitatea semințelor. Când se deschide sacul, de când în când spunem, a, asta da, și de când în când spunem, a, plin de impurități, praf, fungicid nu e bine lipit, contează condiții de depozitare între depozitul nostru și semănător. Unde stau semințele? La vremea asta, minus 5 noapte afară, sau mai chiar mai rece. Nu trebuie să fie așa la semințe, trebuie să avem condiții. Deci e foarte important să ținem cont de calitate și la semințe. Și vă rog frumos, mai ales că Moldova este prima zonă din toată țara unde sunt semințele necertificate în câmp. Aici. Și ce să facem? Putem să luăm foarte ieftin, chiar foarte, foarte, foarte ieftin semințe de orice. Dar la producția este proporțională la prețul investit. Deci puneți accent la calitate. Încercați calitate și veți vedea că, un moment dat, face diferența. Semințe certificate și la condiții de calitate față de impuritate, de germinații, de condiții de pastrare. La mai sale, puteți să alegeți nivel de germinații la semințe care comparați. Producător de lucerna, puteți să ridicați spunea cine are lucerna? Chiar nimeni? A, unul acolo? Doar de drag pentru mine sau ce? Deci, lucerna repede atunci. Primul lucru, lucerna este o cultură, care trebuie îngrijit bine, insecticid, îngrașaminte, cosit la momentul optim, recoltat nu doar bețe și frunze. Știm că e dificil în vara, deci este o cultură complicată, tehnică. Avem în gama noastră, l-am pierdut, amestec la lucerna Galaxy Max,
sunt doi soiuri de lucerna, unul mai bogat în proteine, unul care e mai voluminos, așa asigurăm digestibilitate, proteine și volum. Încă o dată, prețurile la semințe de lucerna sunt foarte fluctuante. Un an e scump, un an e ieftin. Găsim pe piața semințe de lucerna la 11-12 lei la kilogram. Găsiți. Dacă căutați, găsiți. După, e evident că pentru cultura de 3, 4, 5 ani, se va vedea diferența în moment dat. Între o genetică de 10 lei și una de 20. Și diferența este calitativ și volumul. Și timp de a rămâne productiv din câmp. Portofoliu avem de toate. Porum de la FAO 150 la FAO 700, boabe, silos, sticlos, semisticlos, cunoscutul MAS37V, calitativ și productiv. Ecologic, avem o gamă ecologică. La fel la flore soarelui, deci haioleic, linoleic, ecologic, rezistența la herbicid, Clearfield, Clearfield Plus, Sulfo, Rapiza, Luciana, de la dormanța 3 jumate până la dormanța aproape 8, Sorg, amestecuri furajer. Și acum, 5 hibriz, să închidem. La sulfo rețineți MAT 85 SU, rezistența 3-1-metil, de 3 ani pe piața, este o plantă productivă, semi-timpuriu și semi-tardiv la înflorire. La DT-54-17, semi-timpuriu și semi-timpuriu la înflorire. Dacă se dau un punct de comparare, este, are aceleași caracteristici decât liderul pieței L99, la înflorire și la recoltare. Rezultatele sunt acian, da, rezultatele sunt bune, evident. Nu vom prezenta rezultate de o tonă jumătate de hectar. Dar potența lui genetic e bun. Nou livrit Clearfield, 89 IRE, okay, care vine cu un plus de producția, pardon, fața de gama care era. 29 CP, care el este un monstru de producție. 29 CP, care este, are caracteristici foarte apropiați de MAS 27A, la cine a cunoscut hibridul respectiv. Plantele foarte dezvoltate, foaiele, adică uzine foarte mari, și producția în, cum să zic, la nivelul așteptărilor. Și dacă vorbim de porumbu, să ne focusăm pe MAS 37C, un porumb 4x4, condiții de vârf, are 15-16 tone de potențial genetic și chiar aici în zona s-a obținut. Un an secetos, unde sunt niște ibrizi care nu vor lega, el va lega tot timpul, va da ceva, tot timpul. Și vorbam, colegul de la Bayer, vorbam mai devreme de cum se numește, costrei. Are și rezistența la ciclocidim, care poate să fie foarte util la sole infestate de costrei. Și terminam cu MAS 37V. Deci, un ibrid, ibridul nostru cel mai vândut în țara, cantitativ și FAO 370 și calitativ, semisticlos, unde puteți să vindeți genetica respectivă mai scump fața de ibrid dentat. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut.
Mulțumesc!